În încheiere, neștirea zilei. Vă avertizez că rubrica este un pamflet și trebuie să-l tratați ca atare. Cea mai mare neștire a ultimei săptămâni este de departe aceea că cele două firme de stat care vând hunedorenilor apa de la robinet au pierdut într-un an peste 20 de milioane de metri cubi de apă. Deși asta scrie negru pe alb în documente publice, nu putem crede ce citim. Așa că spunem din capul locului că așteptăm o erată din partea responsabililor. Dacă ar fi adevărat, 20 de milioane de metri cubi e ca și cum Dunărea s-ar vărsa în județul Hunedoara timp de o oră. Cu 20 de milioane de metri cubi de apă am putea umple bazinul semiolimpic din Hunedoara în fiecare zi în următorii 80 de ani. 20 de milioane de metri cubi duși pe apa sâmbetei înseamnă câte 5 sticle de jumătate de litru pentru fiecare locuitor al planetei. La prețul la care hunedorenii plătesc apa de la robinet, 20 de milioane de metri cubi risipiți într-un an înseamnă salariile celor doi directori în 400 de ani. Acum înțelegeți de ce ne încăpățânăm să credem că vreun bugetar s-ar îmbăta cu apă rece când a debitat enormitatea asta. Pentru că dacă se dovedește adevărată, nu ne-ar rămâne decât să închidem județul, să stingem lumina și să tragem apa. Ne-ar ajunge oricum pentru un miliard de ori la rând. Dar pamfletul nostru trebuie musai să rămână amuzant. Așa că de ce v-am stricat veselia spunându-vă că voi veți plăti factura asta într-un fel sau altul?